Fără tutun, am avea o viață mai sănătoasă. Nici nu ne dăm seama câte riscuri implică și faptul că ne petrecem timpul în compania unor fumători. Ați auzit de amarant? Poate vă gândiți la pietre prețioase, dar de fapt este un tip de cereală care câștigă popularitate ca aliment sănătos. Viitorul e acum! Tehnologii, cum vedeam doar în filme, sunt folosite într-o gamă extinsă de intervenții chirurgicale din sfera patologiei spinale sau cerebrale. Începe sănătate cu stil. Bun găsit tuturor! Trag doar un fum să văd cum e. Fumez doar ocazional când ies cu prietenii. Treptat ocaziile se înmulțesc și așa se instalează dependența. Tutunul este un drog periculos pe care îl consumă peste 5 milioane și jumătate de români. E nociv și pentru cei din jur prin simplul fapt că inhalează fumul altora. Tumori pulmonare, boli de inimă, astm, sunt doar câteva dintre afecțiunile la care ne expunem în mod constant dacă nu înțelegem că fumatul dăunează grav sănătății. În fiecare an, în luna noiembrie, sunt marcate două evenimente importante în lumea medicală: Ziua Națională fără Tutun și Ziua Mondială a Bronhopneumopatiei Obstructive Cronice, cunoscută sub prescurtarea de BPOC. Cele două au în comun fumatul, unul dintre cei mai periculoși factori de risc pentru sănătate. Este factorul de risc cel mai răspândit. Ceea ce înseamnă că pe lângă impactul negativ pe care îl are pentru persoana în sine, afectează și foarte multe persoane. Deci, din punct de vedere social, reprezintă o problemă importantă, pentru că nu cauzează doar cancere pulmonare, ci cauzează foarte multe alte tipuri de cancer și foarte multe probleme de tip cardiovascular. Mediul toxic, de asemenea, este implicat în special în apariția cancerilor pulmonare, dar nu numai. Nu e să nu uităm și de bolile pulmonare care nu sunt canceri și ele sunt accentuate, bineînțeles, atât de fumat cât și de mediul toxic. Și acestea sunt motivele pentru care trebuie luate cât mai multe măsuri pentru a respira un aer curat și a nu ne expune la acești factori de risc foarte importanți și foarte răspândiți. Cu fumatul este asociat de regulă mediul toxic, pentru că vorbim tot mai mult despre poluare și despre amprenta negativă pe care industria tutunului o are inclusiv asupra mediului înconjurător. Poți fi expus profesional dacă la locul tău de muncă există substanțe toxice care se folosesc în mod curent în procesul industrial și care, bineînțeles, scapă în mediu și ajung să pătrundă în plămânii celor care lucrează acolo. Poți fi expus social dacă te duci în spații închise unde se fumează, unde există sisteme de încălzire ineficiente. De exemplu, dacă îți place să joci poker și te duci într-o zonă la un subsol unde toată lumea fumează, nu există ferestre, nu există ventilație și stai acolo 8 ore și joci, este ca și cum ai fumat 4 pachete pe zi. Potrivit statisticilor, în România aproape o treime, adică 5,63 de milioane de adulți consumă curent o formă de tutun, iar cei mai mulți, adică peste 60%, fumează între 10 și 20 de țigări pe zi. Cel mai simplu e să nu fumăm, numărul 1. Dacă am fumat, să ne oprim. Riscul nu scade atât de repede, dar este foarte important și e dovedit chiar și după diagnostic că oprirea fumatului conduce la rezultate clinice mai bune pe termen lung. Să avem un nivel de activitate fizică cât mai ridicat, să respirăm un aer curat, adică să controlăm calitatea aerului pe care o respirăm în fiecare moment, să evităm zonele aglomerate cu mult gaz de eșapament, să evităm spațiile închise unde se fumează sau unde sunt alți poluanți atmosferici care ar putea să cauzeze probleme pulmonare și, bineînțeles, nu în ultimul rând, trebuie să ne creștem imunitatea. Și aici, alături de sport, trebuie menționat somnul. Somnul bun este esențial pentru imunitate și administrarea de vitamina D3.
Cei mai mulți dintre fumători se autoconsolează cu poveștile din popor că și bunicii noștri au fumat, dar au murit de bătrânețe. Da, doar că riscul ca un fumător să dezvolte o boală cardiovasculară sau un tip de cancer este semnificativ mai mare și nu ai vrea să te afli printre ghinioniști. Să zicem că ești un fumător, ai un pachet pe zi de 20-30 de ani, poți considera că ai un risc de 50 de ori mai mare, 70 de ori mai mare decât un nefumător, aș zice un 0,1% în cazul ăsta. Dacă e 1000 de oameni de ăștia, într-un an, unul face îl diagnostichez cu cancer. Anul următor, altul. Anul următor, altul. Și tot așa. Și dacă iei numerele astea și le pui la nivelul unei țări, ajungi în final la statistica de România cu 12.000 de cazuri de cancer de plămân noi. În fiecare an. Și dacă suntem la cifre, Organizația Mondială a Sănătății apreciază că tabagismul este pe cale să devină una dintre principalele cauze de morbiditate și mortalitate din lume. La nivel mondial, 6 persoane mor în fiecare minut din cauza bolilor provocate de acest viciu, care este și cauza a 90% din decesele prin cancer pulmonar. Despre riscurile și șansele de vindecare ale acestei maladii vorbim săptămâna viitoare la Sănătate cu stil. Ne-a sărit în ochi zilele trecute un produs relativ nou pentru obiceiurile noastre culinare. Amarantul se vinde cel mai des sub formă de semințe, dar îl găsiți și sub formă de pastă sau în smoothie-uri. Ce este de fapt amarantul? Este o pseudo-cereală folosită încă din vremea maiașilor ca aliment de bază și pe care grecii antici o venerau ca simbol al nemuririi. Studiile recente au demonstrat că planta are într-adevăr un potențial curativ și nutritiv impresionant. Amarantul este o plantă erbacee care face parte din istoria Americii Centrale, fiind originară din Mexic. A fost prima dată cultivată de către populația maiașă, dar a fost un aliment de bază și în dieta aztecilor. În Grecia antică, amarantul era considerat o plantă sacră și un simbol al nemuririi. Amarantos înseamnă cel care nu se va veșteji. Sunt comestibile și frunzele, dar cel mai adesea din plantă sunt folosite semințele. Revenind în vremuri noastre, amarantul a fost clasificat ca pseudo-cereală, ceea ce înseamnă că nu este din punct de vedere tehnic o cereală precum grâul sau ovăzul, dar împărtășește un set comparabil de nutrienți. Mai exact, este bogat în carbohidrați, proteine, fibre și grăsimi sănătoase. De asemenea, are în compoziție o cantitate semnificativă de mangan, magneziu, fosfor, fier, seleniu și compuși antioxidanți. În schimb, nu conține gluten în mod natural, astfel că poate fi integrat în dieta persoanelor cu intoleranță la gluten. De asemenea, includerea acestor semințe în alimentație poate aduce beneficii organismului. Studii făcute în ultimii ani au dovedit faptul că ele au capacitatea de a reduce colesterolul din sânge, ceea ce înseamnă că pot preveni o serie de afecțiuni cardiovasculare. Amarantul conține cantități mari de acid fenolic, acid vanilic și acid galic, care pot combate afecțiuni precum guta, artrita sau chiar puseele specifice lupusului eritematos sistematic. De asemenea, mai multe studii au descoperit că această pseudo-cereală ar putea avea un efect antiinflamator în organism și reduce cât va marcări a inflamației. Semințele de amarant sunt bogate în proteine și fibre care ar putea inhiba foamea și prelungi senzația de sațietate. Astfel, ar putea contribui la menținerea unei greutăți normale dacă sunt însoțite, evident, de o dietă echilibrată și mișcare. În schimb, amarantul nu este recomandat pacienților cu diabet zaharat, deoarece ridică valorile glicemiei. Totodată, conține substanțe care inhibă absorpția unor minerale, de aceea este recomandat ca semințele să fie lăsate la înmuiat în apă și, eventual, germinate una până la 3 zile înainte de a fi gătite. Cum puteți vedea aici, au fost segmentate vertebrele. În cazul acesta există și o tumoare. Acestea sunt șuruburile planificate. Posibilitățile sunt foarte multe ce se poate segmenta și arăta din imagistica care arată așa.
Cea mai nouă tehnologie în practica neurochirurgicală disponibilă în acest moment pe piața medicală internațională este utilizată acum și în România. Este vorba despre o suită robotică cu ajutorul căreia se pot efectua o gamă extinsă de intervenții chirurgicale minim invazive și de o complexitate ridicată. Este un concept nou, este un concept integrat, este un concept care îmbină elemente de tehnologie extrem de avansată, pe lângă sistemele clasice bine cunoscute de neuronavigație, avem niște noutăți. Este vorba despre un aparat, este vorba despre un robot de radiologie plurivalent, este vorba despre un braț robotic extrem de avansat, este vorba de niște sisteme de procesare imagistică extrem de avansate. Toate aceste sisteme înseamnă, de fapt, precizie, înseamnă simplitate în abordarea patologiei spinale extrem de complexe. Cu ajutorul acestora, medicul reușește să suprapună informațiile obținute din RMN, CT, arterografii, angiografii, iar pe baza rezultatului să creeze o fuziune a imaginii. Cu ajutorul unor ochelari speciali, aceasta poate fi văzută în timp real atât de pacient cât și de medic, iar împreună să decidă planul cel mai bun de tratament. Am eliminat măduva spinării din canalul rachidian, acum pur și simplu hai să navigăm un pic în interiorul canalului. Ca o endoscopie. Și observați imediat cum proemină, cum există un corp străin, cum proemină ceva în interiorul canalului rachidian. Aceea este, de fapt, o tumoră. Practic, acest sistem integrează trei lucruri. Integrează o imagine a unei investigații făcute de pacient preoperator, o investigație făcută în timpul operației, fuzionăm cele două date, practic facem din ele un tot unitar, astfel încât să înțelegem în momentul intervenției chirurgicale unde se află boala pe care noi o tratăm în raport cu pacientul. Asta ne oferă nouă ca medici chirurgi o precizie extraordinară în abordarea respectivei patologii, practic face ca toată intervenția chirurgicală să aibă o precizie mult mai ridicată și ne face pe noi să fim capabili să eliminăm cât mai multe dintre riscurile asociate unei astfel de intervenții chirurgicale. Tocmai din această cauză, această tehnică este deosebit de folositoare în intervențiile chirurgicale de complexitate ridicată. Fiindcă dacă o intervenție chirurgicală este de complexitate joasă, practic asta ce înseamnă? Ea are foarte puține riscuri pentru pacient. De asta, în momentul în care faci o astfel de operație, medicul îți spune, una e să ai o hernie de disc, da? Alta este să ai o tumoră vertebrală care să afecteze mai multe vertebre. Riscurile pe care fiecare intervenție chirurgicală le are pentru pacient sunt cu totul diferite. Și tocmai din acest motiv, cu cât mai complexă este o operație, cu atât mai folositoare este această tehnică. De asemenea, imaginele obținute pot fi văzute și de medici aflați la distanță sau în încăperi diferite. Astfel, diagnosticul poate fi confirmat de mai mulți specialiști. Doctor care se află poate în locații diferite, pot comunica pe același set de date, pot cere expertiza unui alt specialist, de exemplu. Noi vom folosi practic această tehnologie în tot ceea ce înseamnă tumori complexe ale coloanei vertebrale, tumori spinale și mai ales în deformități ale coloanei vertebrale. Acolo unde coloana vertebrală este foarte modificată din punct de vedere a formei și este nevoie de reconstrucție ca să eliminăm durerea. Acolo este nevoie să introducem implanturi în coloana vertebrală și deja când vorbim de implanturi în coloana vertebrală, într-o coloană vertebrală cu deformități, deja lucrul acesta este extraordinar de mult îmbunătățit, de precis pe care această tehnică o aduce. Odată stabilit diagnosticul, se stabilește planul de tratament. Acesta întotdeauna va începe cu scanarea pacientului, care le permite specialiștilor să vadă cu o precizie uimitoare cum ar trebui să decurgă intervenția chirurgicală propriu-zisă. Urmează o planificare a intervenției chirurgicale, practic o planificare a traiectoriei șuruburilor în funcție de ce dorim să obținem la acel pacient.
pe care o facem direct din acest software. După cum vedeți, este o imagine sagitală, o tăietură prin mijlocul coloanei vertebrale și vedem din lateral corpii vertebral și traiectoriile șulubărilor. E de fapt proiectul. Deci acum pur și simplu facem proiectul intervenției chirurgicale. Intervențiile pot fi făcute minim invaziv, dacă indicația permite acest lucru, evident. Nu mai sunt necesare tăieturile pe spate, tăieturile lungi, tăieturile musculare. Se pot face niște incizii mici, minim invazive, care sunt permise de sistemul de neuronavigație, care ne arată tot timpul un timp real unde ne aflăm. De aceea nu este nevoie să tăiem ca să vedem. Pe baza acestui plan, intervenția minim-invazivă se face prin navigarea coloanei vertebrale cu ajutorul brațului robotic ghidat de medic. Totul se face cu o precizie milimetrică. Toate aceste implanturi trec cumva razant pe lângă măduva spinării. Deci precizia în situații de genul acesta e extraordinar de importantă. De fapt, ce știe acest sistem să facă? Observați, pe acest instrument există niște sfere care sunt reflectorizante, sfere care sunt văzute de acea cameră de luat vederi. Pe pacient se montează acest tracker, îi spunem noi, este de fapt referința față de pacient. Sistemul de navigare de fapt triangulează orice instrument dorim, și când spun orice instrument, orice instrument, în raport cu acest tracker, deci în raport cu pacientul. Uitați! Deci este de fapt un GPS spațial de foarte, foarte mare precizie. Dorim să băgăm un șurub în coloana vertebrală. Și uitați, mă apropiu și am stabilit traiectoria. Observați? Observați precizia. Dacă m-aș duce 5 mm mai încolo, deja sunt în măduva spinării. Asta înseamnă, de fapt, acest sistem. Beneficiile chirurgiei robotice sunt uriașe, atât prin faptul că reușește să ajungă cu riscuri minime acolo unde medicul nu poate, cât și pentru că pacientul resimte mai puțină durere și se recuperează mult mai repede. Neurochirurgia ca specialitate nu este o specialitate cu tendințe exploratorii. Cu alte cuvinte, dacă în urmă cu mai mulți ani era acceptat să deschidem și să vedem ce găsim, să ne adaptăm la fața locului, astăzi fiecare milimetru contează. Neurochirurgia are ca spațiu de lucru un spațiu inextensibil, indiferent că este cutia craniană, indiferent că este canalul spinal. Și atunci, într-o intervenție chirurgicală, noi putem folosi trei instrumente într-un spațiu de jumătate de centimetru pătrat. Evident, un abord cât mai mic presupune o sângerare cât mai mică. O traumatizare chirurgicală a țesuturilor cât mai redusă reduce riscurile de infecții, reduce perioada de spitalizare, reduce durerea resimțită de pacient și implicit tot confortul este mult îmbunătățit pentru acesta. Și pentru medici, tehnologia aduce un beneficiu major. Timpul petrecut în sala de operație este redus, riscul unor erori umane este și el mai mic, dar și procedura în sine este mai sigură și mai ușor de realizat decât prin metodele clasice. Acesta este echipamentul cu care lucrăm noi. Câte 5, 6, 7, 8 ore. Ajutați de acest aparat de radiologie. Este un aparat de radiologie portabil, deci toate intervențiile chirurgicale clasice, până acum, se făceau așa. Acest echipament este un echipament de plumb, este un echipament de protecție la radiațiile ionizante emise de acest aparat în timpul intervenției chirurgicale. Aceste echipamente noi le purtăm o carieră întreagă. Are 18 kg. În urmă cu mulți ani, când participam la conferințe internaționale, ne uitam cu foarte mare respect, cu foarte mare uimire la colegii noștri din țări mai dezvoltate. Cu câtă lejeritate vorbeau despre patologii care nouă ni se păreau absolut imposibil de tratat. Uite că anii au trecut și încet, 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 visele noastre s-au îndeplinit.
Suita robotică a fost lansată în țara noastră de echipa coordonată de medicul Tiberiu Maior, în cadrul unui spital privat. La nivel european există doar 20 de proiecte cu tehnologie la acest nivel, ceea ce ne plasează pe harta centralelor medicale de importanță europeană. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare și nu uita, asumă-ți și tu un stil de viață sănătos. Program disponibil pe primaplay.ro.